Salutare lume, bun venit episodul 15, cred, da, în ultimul episod am luat Crash. Și n-aș fi vrut să continui încă un episod chiar acum, dar am luat Crash și vreau să văd ce se întâmplă, dar se pare că suntem chiar aici. Totul cum trebuie. Bine, pur și simplu, Minecraft has crashed. Dar nu e chiar așa mare problemă, am luat două din astea, bine. Trebuie să mai luăm o conexiune și încă mult cobblestone pentru cealaltă chestie, pentru cealaltă din aia. Hai să pune, opa, punem sticla goală aici. Mai iau încă o poțiune pentru un caz în care... Bine, ba. Bine, mai avem cobblestone. Cum mai aveam era nasol. Deci, episodul ăsta chiar va fi scurt, spre deosebire de ultimul. Care a ținut o oră și ceva. Nu-ți vă dați seama. Deocamdată nu l-am pus pe YouTube. Acum vreau să-l pun. Vreau chestia asta. Ce nervant. Și mama vrea să stin calculatorul și robot, că trebuie să termine ăștia am început. Bine. Haideți! O, Doamne! Doamne! Cât de brutal! Nu mă spune la acum. Auziți și voi cât de tare este gasul ăla. E bine că cablul ăsta nu se înțelege. Ia să fie acolo și gasuri. Bine, hai să punem 2 minute și ceva. Eu cred că trebuie acest. Trebuie de la spate. Și trag pe pământ. Au, ceva m-a lovit, ați văzut? Dar n-am ce, dar ceva m-a lovit. Oh, Doamne! Nu, încă am fire resistance. Dar nu știu ce m-a lovit. Îmi spari, mă. Plecați-mă de aici. Locul meu, acum. Vedeți că este șmecher. Locul meu. Bine. Nu fac locul ăsta la... Blaze roduri. Blaze roduri, nu mai știu exact la ce îmi trebuia, dar parcă îmi trebuiau multe. O să mă uit exact să văd la ce îmi trebuiau blaze rodurile. Și aici cred că ar trebui să pun niște piatră. Pentru că piatra nu se sparge, nu e spartă de explozii. Sau mă rog, nu de exploziile astea. De exemplu, creeperii pot să spargă piatra. Bine. O, Doamne. O, Doamne. Sunt blocat în Nether. Și nu știu ce de făcut. Fără lemn, fără nimic. Dacă am și zis că... Da, se pare că suntem blocați în Nether. Țetem și poțiunea. Și am și zis, am zis că o să iau tot timpul cu mine Flinten Steel. Zis că o să iau Flinten Steel cu mine. Poate fac pe ăștia să vină cu mine.
haide, haide, vino, vino. Au. Hei, dacă eu sunt un flăcă și mă bag acolo. Ah, nu mai sunt un flăcă. Hai, hai, vino, vino. A, un gas. Haide, 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 nu, da, vino apare, vino spre mine, hai, trage, trage spre portal, prinde-l, prinde-l, nu, dați-vă, o, doamne, mi-ar de chestiile astea. Poate aș putea... Na, e imposibil. Fără lemn, e cam imposibil. Bine, se pare că sunt blocat aici. Nu știu eu, dacă mergi un pic, cred că dacă portalul tău s-a distrus și nu mergi un pic, o să apară alt portal. Din fericire. Ia să mergem pe aici, vedem, sper să apară. Pentru că, nu știu, fără portal, nu am alternat, nu știu, chiar, of, era, of, super tare. Haide, haide, vreau să tragi tot, fără, dar, nu, au, de acum, aici, aici trage, aici trage, aici trage, aici trage, 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 trage. Yes. Exact ce am sperat să se întâmple. Bine, lumea, sper că ne-am întors în lumea reală și adică lumea de la suprafață. Și cum am zis, primul lucru care îl fac acum este să... Bricheta, 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 nu e aici. Bricheta, bricheta, așa, gata. Nu mai intrăm în Nether fără asta. Bine, lumea, hai să dormim, așa. Pentru ultima dată în episoadele de azi. Bine, eu sunt Itachi27 și pentru ziua de azi vă spun la revedere.